Vă salut! Așa cum v-am promis acum vreo 2 săptămâni, fac un vlog cu bunica. Da. Îți mulțumesc că ai venit aici, să stăm să povestim cu oamenii ăștia. În cea mai faimoasă bucătărie din România, de departe. Da, câți kilometri? Câți kilometri? Câte vizualizări are bucătăria asta? M-am gândit la o treabă, că noi avem la un clip cu dumneata cam în medie 10 milioane de vizualizări și avem vreo 20 de clipuri, deci îți vine vreo 20... Păi numai 20 de clipuri avem. Avem mai multe, no, să zicem 20, ar veni 200 milioane, dacă punem 30, 300 milioane. Deci bucătăria asta e mai vizionată ca platoul lui Andreea Esca de la Pro TV. No, bine. Păi aici gândești că l-a hărăzit Dumnezeu că așa trebuie să se facă. E perfect făcută, e perfect făcută. E mai micuț, dar e mai drăguț și mai valoros. Da. Hai să ne lăudăm. E valoros, așa, e simplitate, bun gust, ca la țară în România. Da. Deci de ce am făcut clipul ăsta? Am făcut clipul ăsta pentru că vreau să vă spun, să vă transmit gândurile oamenilor. Foarte mulți oameni mă opresc pe stradă, scriu în comentarii, zi la bunica că, zi la bunica, nu știu ce. Zi la Mircea că, zi la Mircea ține pot, nu ține pot. Să-mi spuneți asta, care e primul lucru pe care îl zice lumea când mă vede pe dumneavoastră? Asta e bunica lui Mircea Bravo. Și ce vă întreabă? Unde e Mircea? Dar pe amă nu le ținetă după fusta mea, amă doar cu... ce să zic, nu. Și de câte ori, deci dacă mergeți într-un loc, cât vă întreabă? Da, duminică nu știu cât să mă întreba, că nu i-am putut număra, dar o trecut de 100. Da, am înțeles. O trecut de 100. 100 de oameni care... Care au zis, asta e bunica lui Mircea Bravo. Dar pe Mircea unde l-a lăsat? Da, Mircea unde? Da, Mircea vine pe od. Și ce ziceți? Dacă zic că mi-i nepot, mă scăp de ei repede. Da. Dacă zic că... Nu... Păi ca și dumneata. Pa trebuie să explicați. Apoi, da, unde te-o găsit? Da, unde te-o aflat? Da, cum ați ajuns? Da, da să mai faceți că tare ne place. Deci ce vreau să zic? Acum 2 săptămâni am pus pe Instagram o poză cu dumneavoastră. Și am rugat pe lume să trimit un mesaj ca să vi le citesc. Și încep aici niște mesaje. We love bunica all the way from Chicago, adică noi iubim pe bunica din Chicago. Ne bucurăm enorm de video-uri și întotdeauna ne pune un zâmbet pe față. Chiar este cea mai tare bunică. No, ce zicem la? Da. Nu, păi amus, ce mai tare e să am putere. Până la ei ar zbura. Păi aveți putere. Aveți cea mai multă putere din țara asta ca bunică. Bine, am putere. Da. Păi ce zice noastră, așa face lumea. Dacă le zice să... aibă grijă când trec strada, toată lumea se uită. Dar să facă bine să aibă grijă. Da. Dar am fost în oraș și am văzut că și numai că n-a străgat. Da, păi, exemplu care vi l-am dat. Da. Nu-l respectați. Da. Și oamenii în vârstă. Da, care trec strada și nu se asigură, nu? Nu se asigură. M-am înțeles. Nu se asigură. Nu, vom mai citi niște comentarii de aici. Bunica mă face să-mi fie dor de bunica mea care a fost cândva în viața mea. Tot așa sfătoasă era și ea. Bunica emana atâta căldură și haz că ar trebui să reprezinte bunica ideal din România. Deci le mulțumesc, eu le mulțumesc. Și trebuie amândoi în cor să le mulțumim. Vă mulțumim. Din suflet. Din suflet. Și apare cineva scrie, și bunicul e simpatic. E o doamnă și o bunică de invidiat. Te pup, bunica. No. Putem veni la plăcinte, pupici și îmbrăcișori pentru o mega faină bunică. Toată lumea spune că sunteți talentate. Cum aveți pregătire? Care? De ce? Nu, altfel vă întreb. De ce credeți că se uită atâta lume la dumneavoastră? Dar eu știu. De ce vă uitați? Lumea zice că pentru că sunteți naturală. Asta zice lumea. Că sunteți, adică... N-a ieșit din cofraj. Am rămas în cofrajul ăla băștinaș, ăla țărănesc, ăla autentic, ăla... Nu, cred că de-aia e. Da. Și nu mă poți schimba, eu nu mă poți nici să vorovesc să mi se închepdece limba. Da. Nu poți. Nu puteți. Și vă rog frumos să mă luați așa cum îți, dacă vă plac, nu mă aștept, știu să vorovesc și mi-ar plăcea să ajung să vă văd, să vă pup. Că nu toți puteți veni la mine și n-aveți posibilitatea din când veniți în țară și în concediu. Să veniți să ne vedeți. Am văzut, zicea Cristi, că este ceva cu atracțiile turistice din... Este centru de informare turistică. Da, da, este. Deci este centru de informare turistică în Chinteni. Da. Păi simplu, bunica e acolo, atât ar trebui să fie centru de informare turistică în Chinteni. Ce poate să fie mai important de atât? E, dar e la ieșire din Chinteni și vieții ei intră în Chinteni și ala e la ieșire. No, și apoi n-ai de unde întreba, măr și se întorc înapoi. Foarte bine. Nu mă răzut cu un comentariu, scrie unul. În momentul de față e cea mai celebră din tot județul Cluj. De parcă în județul Vrancea altcineva, știi? Azi să fim serioși, este cea mai cunoscută bunică din România. Amă, dacă ala și-o da părerea, eu luăm așa de bine. Foarte bine, nu? Suntem, asta e județul Cluj. Asta e adevărul, nu-i ca și cum... Eu mă duc, eu mă spun, am fost cu... E, dar pe neapă noi la București și toată lumea a fost... Nu, și apoi am ce... Vrancea e mai suită ca București. Toate-s bune, am fost cu Cristi la Constanța, pe tren. Da. E pe domnul care filmează cu bunica. N-ai văzut? Deci eu ăla care filmează cu bunica, nu-s Mircea Bravo, eu ăla care filmează cu bunica. Da. Și eu când mă văd, nici zice, asta e care filmează cu Mircea Bravo. Nu, poftim. Deci ce vă întreabă? Unde ține potul, dacă ține pot? Îmi turuie capul și mi-l fac ea tătanii și trebuie să te explic. Și ce le explicați? Păi le explic, mine pot. Dar pe unde l-ai lăsat? Dar l-a lăsat la fete. Pe unde să-l las? L-a purtat după rochia mea. Da. Că nu-s după fustă. Da. Rochie. No. Pe lăsați-mă să răsuflu, că zic tătă zoată cu el. Dar mă satur. Uitați, acum facem un manual cum să se comporte fanii dumneavoastră când vă văd. Ce ar trebui să... Cum ar fi ideal? Vă vede cineva pe stradă. Ce să facă? Dar păi ce să facă? Să mă salute. Să vă salute. Bună ziua. Tot respectul, multă sănătate. Da. Așa. Și eu le-a zice la fel. La fel, sănătate. Când o vedeți pe bunica pe stradă, nu încercați să luați energie de pe ea, nu zâne ceva să râdem. Deci nu mai ce râde. Păi dar tu crezi că stau pe stradă să râd, dar ce? Dar nu fac spectacol în încercați să dați, voi, nu să cereți. Dar nu să faci așa ceva. Da. Să facă bine. Poate cum avea și noi, oare unde... un local, oarecând, sau unde să merem, să vie, să ne vadă. Vadă cum ne împoncim, să vadă cum facem noi. Păi că tu vii și îmi scrii mie ce trebuie să zic. Da. Zic, dar de ce să vie să-mi scrie? El vine, hai să filmăm. Nu, ce să filmăm? El își dă părerea și eu îi plasez replica. Ne înțelegem de minune. Păi zic numai așa, pe cum? Eu rol, pe unde? Zic, la sapă grădină, stau cu hârtia să citesc, să învăț, amu. Da. Nu se poate, nu. Apoi înseamnă că dumneata... Ai un har. Da, ai har de la Dumnezeu și de pe am, dar zic că... Da, bătrâna aia bătrână zice, cine a fost doamna aceea? Zic, mama mea. Vai, nu, ai... Nu, păi de acolo am luat... Și mi-a dat mie mai departe. Păi la mine nu mai puțin. Ba nu, că tu ai de la a tăi. Da, așa. No. Așa. Și s-au bătut două în cap. Am înțeles. Nu. Și apoi, dacă s-or mai naște după noi, Doamne ajută-le, dar până putem, merem înainte. Dăm cât putem și noi. Și satisfacem-mă. Pe tăia țucături, că te-a încăpătat duminică. Nu trebuie să mă spăl dimineața când m-am dus. Da. Că m-a țucat la biserică, când am ajuns acolo la mănăstire, vai, zice, nu poate să-ți facă popa slujba. Bine că te-am văzut pe dumneata în realitate. I-ați făcut ziua mai bună, gata. La e, da? Gata, s-a rezolvat. Aia o zic atâta de satisfăcută că nici nu mă interesează. Duminica la Târgu Mureș când ați fost? Da. Nu ziceți-mi un pic cum a fost. Tantile nu s-au fost duminica la Târgu Mureș la grădina zoologică, nu? Da. Nu ziceți-mi un pic cum a fost. Cum e să ieșiți undeva în lume? Auzi, n-am fost niciodată. Da. Da, acolo, de la găina cu conci până la lup. Tătie urâtăniile. Am înțeles. Tătie... Și-au făcut poză cu dumneavoastră? Nu bine. Alea, animalele. Animalele nu, mi-au făcut mie cu ele, alții. Nu, dar e foarte frumos. E păcat Cine are posibilitatea să marcă să le marcă. No, așa reclamă nu s-o îngrenează logică din Târgu Mureș, că prinde ca și reclama de tantilență. No, i-ați ajutat și pe ăștia, mi-a făcut un bine. Nu, nu, ca să vezi în realitate, să vezi cămilă, să vezi elefant, să vezi lei, să vezi tigri, să vezi da. Lupți, să vezi de-aia ăștia ni porci, guineză, știi supărarea, că atâți au fost acolo o ciurdă. Ursul, și-o făcut ursul mărsul, avea de aci, se întorcea și iar aci. Și când ajungea în colțul ăsta, sărea în două labe și vine iară pe traseu. Avea circuit. Avea circuit. Probabil celălalt mornaia acolo într-un colț, durnea. Probabil că a fost agitat, mă, atâta lume acolo. Da, da. Și apoi ursule, ursule, nu, știi cum. Copchii, nu, copchii. Da. Copchii. Ce vreau să vă întreb? Noi venim, filmăm ce avem de filmat cu dumneavoastră, după aia mergem la birou, îl perpelim noi cum știm să-l montăm și îl postăm. Când se postează clipul, ce se întâmplă? Vă spune lumea, vă sună, vi-l arată, ce se întâmplă când se postează clipul? Păi la 10:30, tu! Păi ăsta care l-am făcut acum mai înapoi. Cu Cămărăcesc. Tu, ce tratament da la Mircea? Mie nu-mi dai. Da, da. Dar zic ce, a apărut? De mine știu da. Că a apărut. Păi da, a apărut. Nu, l-ai văzut? Dar zic, unde să-l văd? Că eu n-am pe telefon. Eu n-am pe telefon, tu da. Știi că eu n-am nici WhatsApp, nici internet. Nu, că păi după aia stau numai atât așa și nu lucru nimică. Da, da, da. Nu, și nu stă capul aici, ni se povesti. Da, așa zic eu, mie nu stă capul la muncă, că stau pe telefon. Da, lasă că stă și la lucru. Și vă spun lumea să vă felicite sau să spună că... Și apoi zice, las că viu să-ți arăt. Și apoi vin și mi-arată. Vin și mi-arată. Și vă place cum le aranjează Cristian acolo? În... Cristian are halul ăla și ești lipti. Și unde greșim taie, că doar în opinie nu. Numai noi știm cât greșim la o filmare. Câteodată cât greșim. Da. Și de putem zice așa cum trebuie. Oare ce facem de nu iasă? Iasă bine până la urmă. Iasă, iasă. Care a fost clipul preferat? Care v-a plăcut cel mai mult de până acum? Sau care, la care v-a simțit bine când am filmat? Mai ține minte când am fost cu Căruța? Cu Carina. Cu Carina. Și ai vrut să-mi dai valută. Da. Și apoi ce să fac cu ea? Exact. Nu. No. Să o bag în curul iepii? Da. Vă obosește o zi de filmare cu noi? Nu. Merge treaba, nu? Nu mă obosește. Bine, mă rog. Trebuie să spui o țără. Da. Osul la treaba. Dar păi și normal. O ce crezi că ăștia artiști, ăștia și actrițele astea. Nu, păi numai că te duci și stai pe scaun și ce, să te vadă lumea? Trebuie să-ți umble mintea și trebuie să și o țărat. No, și noi suntem apți. Suntem apți. Nu? Da. Vrem, nu vrem, sunteți o vedetă acum, sunteți o vedetă națională. Nu avem ce să zicem așa. Auzi, s-o vedetă, da, da. S-o femeie. S-o femeie care... Și tu ești un ficior. Eu sunt un ficior. Nu, așa. No. Și noi doi ne potrivim și noi doi îi mai ungem acolo pe la suflet, da, pe da. Mulți năcăjiți. Mă, cât sunt acolo duși. Da, da. Până America, până... Exact, sunt foarte multe comentarii care zic mă bucur să vă aud, că eu m-am plecat din țară și numai da. Când aud da. Graiul, când aud limbajul ăsta, da. Ne aduce aminte de casă. No, am noi doi să ne ducem în America. Da. Să mergem în cartier acolo unde sunt mai mulți români. Da. Ne apucăm noi de povestiri. Mă, da. Mircea, mă, ioi, faini pe acolo. Pe voce, pe mine mă cunosc de la 1 kilometru. Da, da, da. Cum să... Nu știu de ce vocea. Și acolo duminică. Ziceți, după voce v-am cunoscut că sunteți dumneavoastră. Da, da. Nu. Nu. Să scoateți o melodie. Scoateți o melodie sau să fiți... Ați accesat... Cum ați zice, ați accesat căsuța poștală? Să fie vocea dumneavoastră acolo. E, da. Da. Am o lasă că e bine așa cum e, dar la aceea străini aceea, da. Să le dea Dumnezeu sănătate. Da. Și dacă vor, numai dacă vor să vină în țară, dacă nu să stea. Și nu știu cum să spui, și putere să lucre, da. Dar când or și ei o țără, știi tu, de vârsta... Potrivită. Potrivită. Să vie acasă. Da, da. Ce-au învățat pe acolo, să vină să aplice în țară. Să facă aici anii sau... Nu știu ce să zic. Să vie aici, să îngroape în pământul românesc. Dar după ce să duc acolo să ardă și să-i pui în... Doamne ferește, Dumnezeu! Hai, da sucuva acasă, că șeptita cât de rea. Vine iarna. Da, dostim. Ce facem la iarnă? Ce facem? Filmăm, mergem la sanie, mergem la schi. Da? Nu. Ne pregătim, da? Da, pe cum? Trebuie să-mi cumpăr haine groasă, că eu stă cu aia frânjurică. Păi merem la mall. La mall. Păi merem, amu, trebuie să-ți iau mai mare o țără. Da? Ca e o țâmnică. Nimică un pic, chiar un pic mică. Nu, trebuie să-ți iau mai mare. Că trebuie acum am crescut, în ultimul an chiar m-am înălțat cu vreo 10 cm și nu mai la fel. Nu, și te-ai și îngrășat o țără, te-ai așa. Mă duc la sală, să știți. Și pe dacă te duci la sală, ce haz n-ai de el? Păi, acum e o perioadă de consolidare, preată... Așa și, nu, peste o lună nu se mai recunosc că o să fiu așa umflat, mare, frumos. Bujet. Bujet? Ce înseamnă bujet? Doamne, țucuche, doamne. După aia, când mă gândesc la multe lucruri. Bujet. Că nu, dar mă fac puternic și după aia când îmi dați un borcan să-l desfac de silvoiță sau de ceva, un al doua îl desfac. Că dacă nu-ți plec ca o muiere. Mă, dar cât fugi și cât meri. Da. Nu ți-a băgat în tot zi. Trebuie să mergi să rădici acolo de ale greutăți, de ale hartele și minuni, de ale. Da, le-ați pentru sănătate, ești mai sănătos. Cum sănătate, mă? Și când pomnești acolo câte un oștor. Da. Apoi e bine? Nu, că noi cu simț. Cu simț. Cu simț? Cu simț, cu bună simț. No, dar auzi, dacă te duci la sală, da. Te rog din suflet, fă pe dracu un patru și mă duc și pe mine să văd acolo. Da, dacă o încerca și eu și... Mă pune acolo și la ale să împing. Știi de ce mi-e frică? De ce? Că să închide internetul. Dacă filmezi treaba asta și pun pe net, să închide internetul și e prea tare. Toată lumea dă share la asta. Dar păi mă spune tu, pe eu să nu particip acolo. Da, ba da. Cum să nu, Mă duc cândva la sală, odată trebuie la sală. Trebuie să mă duci. Da. Nu. No, amu, e momentul să vă uitați la oameni, să le dați un mesaj, să înțelegeți, tantilanța, vreau să înțelegeți că să vă dați seama câtă lume vă urmărește. Milioane de oameni. Deci când zic milioane, nu exagerez, chiar sunt milioane. Nu avem niciun clip care să fie sub 3-4 milioane. Nu avem unul de când am făcut noi. Dar deci, eu așa mă bucur și nu pot să le mulțumesc în față. Da. La tăți, în parte, că ne acceptați așa cum suntem și ce facem pentru dumneavoastră, eu vă simțiți bine. Din suflet și din toată inima. Și noi ne bucurăm. Deci chiar ne bucurăm că vă place. Foarte mult. Da. Foarte mult. În rest, Doamne ajută. Nu, după ei, toată lumea cu... Și încă o chestie, ziceți să dea subscribe la canalul Mircea Bravo. Nu, să se aboneze la canalul Mircea Bravo. Și vă rog să vă abonați la canalul lui Mircea Bravo. Adică eu. Aia și să mă urmăriți pe Instagram, acolo tot postez din când în când story cu tantilanța. Da, Doamne ajută, vă pup!